Trei medieșeni, o tânără de 21 de ani, respectiv doi bărbați de 23 și 32 de ani, au fost reținuți pentru tâlhărie calificată. Aceștia au pătruns într-o locuință pe strada Iacob Piso din cartierul Vitrometan, l-au amenințat pe proprietar și au furat bijuterii și alte bunuri. În urma cercetărilor efectuate, poliția i-a identificat și reținut pentru 24 de ore pe cei trei, urmând ca aceștia să fie prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Mediaș în vederea aplicării unei măsuri preventive. Polițiștii biroului de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Mediaș au reținut o femeie în vârstă de 21 de ani și doi bărbați în vârstă de 23, respectiv 32 de ani, medieșeni, cercetați penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată. În fapt, cele trei persoane sunt bănuite că la data de 23 octombrie, în jurul orei 2:15, ar fi pătruns fără drept într-un imobil din municipiul Mediaș, de unde, prin amenințarea proprietarului cu acte de violență, ar fi sustras mai multe bijuterii și bunuri în valoare de 4.800 de lei. Prejudiciul a fost recuperat de către polițiști în totalitate. În baza probatoriului administrat, polițiștii au luat măsura reținerii persoanelor bănuite pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate unității de parchet competente în vederea aplicării unei măsuri preventive. Cercetările sunt continuate la nivelul Poliției Municipiului Mediaș, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Mediaș.